Bună ziua, la mulți ani, la mulți ani tuturor, tuturor mamelor, femeilor, domnișoarelor, fetițelor, multă, multă sănătate. Le urăm mămicilor noastre, bunicilor, la mulți ani tuturor și multă, multă sănătate să le dea Dumnezeu. Și mamelor din toată lumea. Și femeilor și celor care nu sunt mame, că este și ziua femeii, numai ziua mamei astăzi pentru noi. Și la fetițele noastre, la domnișoarele noastre, să le spunem la mulți ani. Aici nu găsesc ghiocei, mie îmi plac foarte, foarte, foarte mult ghiocei. Îi ador. Ghiocei, zambilele, narcisele, frezile, îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Astăzi am intrat să vă spun la mulți ani tuturor. Uitați ce floricică. O floricică în formă de varză. Este super. Și aceasta este mimoza. Mimoza care se dă aici de mărțișor. De mărțișor, de 8 martie, de ziua femeii. La mulți ani tuturor mamelor, bunicilor, femeilor, fetițelor noastre, domnișoarelor, astăzi este ziua noastră. Eu am sufletul foarte greu și dureros pentru tot ce se întâmplă acum la noi, în lume, mai ales în Ucraina, la cele mame care și-au copii și scapă și fug. Sper să reușim să trecem cu bine cu toții peste acest moment. Astăzi vă gătim floricele, astăzi nu gătim. Astăzi vreau să vorbesc despre rețetele mele și să vă ofer așa virtual o floricică și un mărțișor. Vă pup dulce și vă doresc multă, multă, multă sănătate. Astăzi o să stăm așa câteva minute împreună și apoi o să ne vedem. Eu deja am făcut ieri sfinții de post. I-am făcut cu apă, cu făină, cu ulei și cu puțin amidon. Și să vorbim și despre rețetele mele. Așa, să știți că eu am foarte, foarte, foarte multe rețete. Foarte multe rețete de cozonaci. Și fiecare cozonac are rețeta lui. Astăzi am să public câteva, am să pun în comentarii. Cine dorește să le vadă? Eu vă pup dulce. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult că astăzi mi-ați fost alături și sunteți mereu alături. Vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. Mulțumesc tuturor mămicilor, bunicilor, mamelor, femeilor, fetițelor, domnișoarelor. La mulți ani tuturor. Vă pup dulce, vă doresc multă, multă, multă sănătate, vă îmbrățișez așa cu mare, mare, mare drag pe toate și să fim puternice, să fim iubite, să fim frumoase și ne vedem zilele viitoare cu alte rețete. În fiecare vineri eu intru în direct aici pe pagină și facem câte o rețetă, două în direct. Și vă spun încă o dată la mulți ani și la revedere și vă doresc o zi frumoasă în continuare alături de familie și de cei dragi și vă pup dulce și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. La revedere! Vă pup! O zi frumoasă în continuare și florile vin spre voi! La revedere, pupici!